Salutare, dragii mei lei, bine v-am găsit la Zodiacul 1 septembrie, aici Amos. Sunt aici pentru a vă oferi cele mai importante mesaje pentru luna septembrie, așa că vă rog să rămâneți alături de mine. Salutare, dragii mei prieteni! Iată că ne întâlnim la Zodiacul 1 septembrie. Sunt foarte bucuros că sunt cel care în fiecare lună va aduce posibilele evenimente pentru următoarea lună. Înainte de a începe această citire, vreau să vă readuc aminte faptul că este o citire generală, este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil ca nu toți să vă regăsiți în aceste mesaje. Au fost persoane de-a lungul timpului care mi-au scris pe Facebook, mi-au scris pe Instagram, Facebook nu mai am, iar Instagramul, să știți că mesajele pe care voi mi le trimiteți le citesc destul de greu, nu sunt întotdeauna activ acolo, așa că vreau să vă readuc aminte faptul că dacă doriți să luați legătura cu mine sau dacă doriți să intrați pe site-urile pe care eu le dețin, toate informațiile acestea le găsiți întotdeauna în descrierea clipurilor, dragii mei. Și atunci când fac un clip în care vorbesc despre toate zodiile, timpii citirilor sunt în descrierea clipului respectiv, da? Asta ca să vă spun așa ca și reminder, da? Apoi vreau să vă mai fac un anunț legat de cursul de inițiere în arta tarotului. După cum bine știți, în luna septembrie, mai exact pe data de 8 septembrie, voi începe cursul de inițiere în arta tarotului. Este un curs de începători și vreau să vă spun faptul că înscrierile se mai fac până pe data de 1 septembrie, așa că dacă ești doritor, dacă dorești să afli mai multe lucruri despre arta tarotului, te aștept cu drag în cadrul cursului meu. Poți intra pe site-ul oficial amostarot.ro/curs, însă găsiți link-ul și în descrierea clipului. Completați formularul de înscriere și veți primi pe adresa de e-mail toate informațiile necesare. Deci până pe data de 1 septembrie se mai fac înscrieri. Bun, cutia magului. Vorbim și despre cutia magului, bineînțeles, pentru că este singurul site ezoteric care vă permite, dragilor, să aveți în casele voastre produse personalizate. Și când spun produse personalizate, mă refer la amulete, mă refer la brățări de protecție pentru dragoste, pentru sănătate, în funcție de tipologia voastră, da? Lumânări personalizate pe dorințele voastre, lumânări angelice, lumânări ritualizate. Și mai ales în această perioadă să știți că sunt reduceri substanțiale, așa că profitați. Intrați pe cutiamagului.ro. Bun, haideți să începem să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Leu în următoarea perioadă. Bun, cărțile deja au căzut. Avem în momentul de față o energie foarte puternică, feminină. Aici avem regina de bâte, da, care, da, poate fi o femeie din Zodia Leu, într-adevăr. Poate acesta este un mesaj doar pentru cineva anume. Dar o să vă spun la modul general ceea ce văd eu aici. Avem pe cineva care lucrează foarte intens la situația lui financiar. Dragul meu Leu, vreau să te anunț faptul că ești dintr-o zonă de stagnare. Ești dintr-o perioadă în care viața ta a fost așa pe o linie dreaptă, să spunem, lucrurile nu au evoluat în niciun fel. Cu siguranță unii dintre voi ați avut și probleme de sănătate, însă leul este foarte concentrat în luna septembrie în a-și crea acest mediu favorabil, în a-și crea o situație financiară bună. Ești, muncești din greu la un proiect de-al tău, îl gândești foarte mult, da? Te consideri cumva sacrificat în zona aceasta, pentru că necesită foarte mult timp și foarte multă energie din partea ta. Regina de bâte, iată, aici ești tu în această energie. Nu te mai poate opri nimic. Regina de bâte arată întotdeauna faptul că persoana respectivă este focusată foarte mult pe ideea de a face, pe ideea de a crea, de a fi acolo prezent.
Și regina de bâte întotdeauna este acea personalitate foarte puternică care nu renunță niciodată pentru niciun obstacol din această lume. Apoi avem Cavalerul de Monede și avem Cartea Spânzuratul. De aceea spuneam că există aici un sacrificiu. Da? Cartea Spânzuratul este încă cea mai mistică carte din tarot și arată faptul că, ok, nu o să mai existe neapărat stagnare în viața ta, dezvoltare, însă tu pentru asta ai făcut un sacrificiu. Da? Poate unii dintre voi v-ați despărțit de cineva, poate a fost nevoie de asta. Nu v-ați mai simțit împliniți în această relație alături de partener, da? Mai avem și un 5 aici, un 5 de bâte, deci în urma unor conflicte, în urma unor provocări. Wow, 5 de bâte și cartea Diavolul. Toxicitate extremă avem aici pentru Leu. Dragul meu Leu, aceste două cărți mie îmi vorbesc despre provocările pe care tu le-ai întâmpinat pe zona aceasta și aici mă refer la spiritualitate, mă refer la ocultism, mare grijă, poate unii dintre voi sunteți foarte duși în zona de întuneric. Bine, de fapt nu pot să vă spun mare grijă, că nu este niciun bai, da? Sunt oamenii ai întunericului și sunt oamenii ai luminii. Este simplu, as simple as that. Dar ideea este în felul următor. Cu acest 5 de bâte înseamnă că tu ai trecut în luna august, iulie și august, prin tot felul de teste, prin tot felul de provocări. Și cartea Diavolul cumva te-a făcut să simți toate situațiile astea într-un mod extrem. Diavolul mai arată, să știi, și o conexiune total nesănătoasă pentru tine. Sau arată faptul că gândirea ta este condusă foarte mult de material. În momentul în care materialul guvernează spiritul, da? Deci poate ai această situație în viața ta. Mi se pare că unii dintre voi sunteți legați de o altă persoană și deși știți că această persoană nu mai este bună pentru voi, nu vă mai poate ajuta, nu ați făcut altceva decât să creați conflicte, certuri și vorbe mânioase, așa simt. Te simți și într-o competiție cu cineva sau tu poți să crezi că ești în competiție cu ceilalți sau ești în competiție cu o persoană pe care tu o idolatrizezi cumva, vrei să devii mai bun decât persoana aia, vrei să faci mai bine decât persoana aia, da? Te duce într-o zonă concurențială. Cartea Diavolului mai poate arăta pentru unii dintre voi și probleme de sănătate, probleme legate de zona picioarelor în mod special și dificultăți în a-ți găsi, să spunem, drumul. Da? Sunt mulți dintre voi în momentul de față care se autosabotează efectiv atunci când se gândesc la drumul lor spiritual sau care este menirea mea sau oare chiar asta trebuie să fac, da? Deci ori este zona de dependență, ori este zona de frică și teamă în a acționa. Apoi mai avem aici o carte care vorbește despre coșmaruri, da? Coșmaruri, vise urâte. Ți-a făcut cineva ceva? Pentru că sunteți aici unii dintre voi care chiar vă gândiți la ideea asta. Băi, oare am ceva făcut? Oare cineva mi-a adus un demon în casă? Un demon în suflet? Ai aici 9 de spade. Da? Ce nu numai că arată frica și teama care pe tine te pândește în fiecare noapte, dar arată și nesiguranța în care tu trăiești. Da? Contrar primelor energii care ție ți-au ieșit, și anume regina de bâte, care este focul suprem, este încrederea, este curajul și așa mai departe, tu vrei să devii acel personaj, însă te lovești de mentalul tău care îți spune, tu nu o să poți să fii așa, tu nu ai cum, nu ai frumusețea necesară, nu ai mintea necesară, nu ai oportunitățile alea pentru a face sau pentru a arăta așa. Ei bine, tocmai de aceea cred că unii dintre voi v-ați gândit la acest sacrificiu, iar unii dintre voi, este foarte ciudat că spun asta, pentru că este prima dată când o spun, chiar au făcut acest pact cu diavolul. Nu vreau să intru foarte mult în subiectul ăsta, ce înseamnă să faci pact cu diavolul, însă
Clar, unii dintre voi ați făcut-o. Poate regretați decizia. Poate nu ați știut la ce să vă așteptați. Dar există, bineînțeles, întotdeauna o notă de plată. Bun, mergem mai departe. Haideți să vedem. Următoarea carte în poziția aleului, avem aici Marele Preot. Este foarte posibil să cauți ajutor la o figură preoțească sau la un mentor, la un om care te poate ajuta să descoperi ceea ce se întâmplă în viața ta, pentru că tu consideri că aici este ceva malefic. Marele Preot vorbește despre autoritate, vorbește despre cunoaștere, despre religie. Da? Deci tu poți apela la lucrurile astea pentru a scăpa de această energie din viața ta, pentru a te curăța, să spunem. Mai poate însemna în unele situații că tu singur sau singură cauți informație pentru a vedea ceea ce se întâmplă în viața ta, simți că este ceva acolo ce te leagă, ce te ține legat, te ține strâns. Însă vreau să-ți spun un lucru, că de cele mai multe ori și 90% dintre cazuri este vorba despre mintea noastră. Da? Deci mintea noastră poate să fie diavolul acela. Bun. Următoarea carte în poziția ta, avem Cavalerul de Spade, un 3 de monede și Cartea Lumea. Acestea sunt cărțile de tarot pe care eu le-am extras pentru tine, ultimile cărți de tarot. Iată, așa cum îți spuneam, curiozitatea de a ști, și cineva aici a făcut un pas în întuneric pentru a cunoaște. Iată. Cavalerul de Spade, care vorbește întotdeauna despre informație și informație pe care o vreau acum. Acum vreau să dobândesc informația asta, nu vreau să pierd timpul. Te așteaptă oricum ceva bun. Te așteaptă ceva bun pentru că ai 3 de monede și Cartea Lumea. Asta înseamnă că din punct de vedere profesional te îndrepți către online în luna septembrie, creezi ceva, lucrezi la ceva și să știi că este acel ceva din destinul tău. Poate ai primit ajutor de la cineva, ai primit niște informații despre tine și acum te-ai pus pe treabă și foarte bine că ai făcut așa. Da? Iată, un 3 de monede și Cartea Lumea în poziția ta. Ce arată finalul fericit, asta la sfârșitul lunii august, ți-o spun, iar la începutul lunii septembrie tu te apuci de învățat. Și poți să faci parte și dintr-un grup, da? Poate să fie o clasă, poate să fie ceva aici. Unii dintre voi sunt în străinătate, într-adevăr, și cred că vreți să mergeți la o biserică sau vreți să mergeți să vizitați un preot pentru a vorbi cu el aspectele ciudate din viața voastră. Unele dintre voi considerați că aveți cununiile legate, că nu există nicio șansă ca să cunoașteți pe cineva și căutați anumite deslegări. Cartea Lumea, să știi că mai poate arăta în poziția ta norocul care ți se ivește în luna septembrie, arată posibilitatea de a te reloca sau te gândești la asta, da? Te gândești la o mutare, discuții cu cineva din străinătate. Bun, mergem mai departe, hai să vedem care sunt și celelalte mesaje pentru tine. Există un dar personal al fiecăruia la bani, la prosperitate și bineînțeles că această cale nu ni se deschide așa dintr-o dată. Însă, într-adevăr, există un mesaj pentru cineva aici care a făcut acest pact cu diavolul pentru situație financiară, pentru probabil recunoaștere și așa mai departe. Avem o lună în Capricorn. Asta înseamnă foarte multă practicalitate pentru tine, dar înseamnă și puțină izolare, să știi. Da? Luna Capricorn întotdeauna vorbește despre stabilitate, despre o fire mai introvertă, vorbește despre faptul că probabil te însingurezi puțin, da, pentru a-ți pune planurile acestea cap la cap. Da? Vrei să dezvolți ceva, vrei să faci ceva, ai cartea cu numărul 10 care poate însemna încheierea unor lucruri din viața ta și ești mult, mult mai practic. Luna Capricorn este o lună care vorbește întotdeauna despre faptul că e nevoie să ne retragem puțin ca să avem
o perspectivă mai clară asupra situației. Da? Apoi avem alegerea, iată, avem un Marte în balanță, alegerea care trebuie făcută și pe care cred că deja ai făcut această alegere, cartea cu numărul 7, o carte foarte puternică din punct de vedere ezoteric și spiritual. Karma este aici. Mi se pare că ați spus așa în sinea voastră, de acum încolo eu îmi fac propria mea viață, eu îmi voi aduce bucurie, eu îmi voi crea, să spunem, modalitățile cele mai bune de câștig și tot așa, da? Cartea alegerii. O alegere importantă pe care tu o faci în luna septembrie, să știi. Apoi avem Lust, se numește cartea cu numărul 1, în Venus în Berbec. Aud aici, nu mai îmi doresc o relație serioasă, nu mai vreau o relație serioasă, vreau să profit. Vreau să fiu, vreau să simt, vreau să îmi trăiesc pasiunea, sexualitatea, da? O dragoste cameleonică. Iată, o dragoste cameleonică îți poți schimba foarte repede punctul de vedere și să știi că este o carte care îți spune despre faptul că în luna septembrie te dedai unor plăceri, te dedici lor, da? Te lași purtat sau purtată de această profundă, să spunem, energie a plăcerii. Este o carte ce vorbește despre energia cameleonică de genul nu mă mai descoper și las să se vadă doar ceea ce vreau eu să se vadă sau pot să adopt atitudinea aia cu ușurință. Foarte multă versatilitate simt aici la cei din Zodia Leu în luna septembrie. Poți fi curtat sau curtată de către cineva. Bun, apoi avem Saturn în Taur, o situație ostentativă, cartea cu numărul 2. Este o carte care de regulă arată că cel puțin poate într-o discuție cu cineva sau într-o situație cu cineva unde nu deții toate informațiile, este bine să fii rezervat. Și apoi avem această apreciere, Luna în Leu, cartea cu numărul 5, care să știi că vorbește despre dezvoltare, despre găsirea unor noi oportunități în viața ta și este o carte ce arată faptul că îți dorești chestia asta, îți dorești să fii apreciat, să fii apreciată, să fii susținut, să fii, să spunem, gugulit așa în luna septembrie. Bun, îți voi spune și care este talismanul tău norocos în această lună. Hai să vedem pentru cei din Zodia Leu. Sunt două pietre semiprețioase pentru tine, două talismane. Wow! Avem cuarțul fumuriu, care vorbește despre renunțarea la trecut. Let it go! Debarasează-te! Ia uite! Acesta este primul tău talisman, dragul meu leu, cuarțul fumuriu. Este un foarte puternic catalizator al energiilor negative, să știi. Alungător, de fapt, al energiilor negative, scuze. Cuarțul fumuriu, să știi că este o piatră semiprețioasă care vindecă într-adevăr și care te ajută foarte mult să gândești în așa fel încât să înțelegi energiile de pe lângă tine, care sunt cele care, într-adevăr, te dau în jos. Apoi, avem cuarțul lemurian, practică răbdarea. Acesta este următorul mesaj pentru tine. Practică răbdarea. Știi când ți-am spus eu mai devreme că încerci să sar niște etape și dacă unii dintre voi ați făcut acest pact, nu știu cu cine neapărat, dar dacă ați făcut pactul acesta, asta v-ați dorit. Apreciere, plăcere, libertate, bani. Da? Ceea ce, da, într-adevăr, diavolul poate oferi. Însă prețul este mult, mult prea mare. Poate ți-ai dat seama de asta și acum ești în căutarea unui preot și cauți să dezlegi ceva în viața ta. Situații legate de
dependențe, de legarea cununiilor, cum se mai spune, de deslegări de tot felul. Leul este foarte preocupat de zona aceasta în luna septembrie și, bineînțeles, de proiectele lui, care în mare parte sunt pe online. Dragii mei, acesta a fost mesajele mele pentru voi. Vă mulțumesc infinit că mi-ați fost alături și sper că aceste mesaje să vă ajute. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și nu uitați să aveți foarte mare grijă de voi.